Parcul industrial continuă să atragă investitori. În acest moment, două firme și-au exprimat intenția de a deschide la Slatina puncte de lucru. Vorbim despre un investitor local care produce tubulatură pentru instalațiile de ventilație și aer condiționat, dar și unul din alimentație publică. În acest moment, discuțiile sunt în fază incipientă. În momentul de față, la nivel de anul 2019, avem două noi solicitări pentru ocuparea unor anumite suprafețe în zona parcului industrial. Sunt două societăți de pe plan local, societăți cu diferite domenii de activitate. Una se referă la producerea de tubulatură pentru instalațiile de ventilație și aer condiționate, iar una este din domeniul alimentației publice. La ora aceasta suntem la nivel de discuții, scrisori de interes depuse la sediul societății noastre. De-a lungul timpului au existat numeroase solicitări din partea investitorilor români sau străini interesați să deschidă la Slatina diverse afaceri. Până în acest moment, în parcul industrial avem cea de-a doua fabrică Prismian, care are în acest moment peste 600 de angajați. În cadrul ședinței de Consiliul Local de ieri, terenul rămas neocupat din cadrul parcului industrial a fost reparcelat pentru a se mări parcelele. Municipalitatea urmărește ca în acest mod să atragă investitori. În acest moment, în parcul industrial mai sunt libere 14 hectare. Și-au exprimat interesul și în anii trecuți. Sunt multe companii străine care au și vizitat zona parcului industrial, care au participat la diferite întâlniri cu noi și cu reprezentanții Consiliului Local. Deocamdată au rămas la stadiul de discuții. În 2015, Prismian Group a cumpărat 17 hectare de teren din cadrul parcului industrial, aducând în conturile municipalității peste 3 milioane de lei. Pentru atragerea investitorilor, Primăria Slatina a acordat anumite facilități, precum scutirea de la plata impozitelor pe clădiri și teren și eliberarea gratuită a oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului. De altfel, în zona au fost făcute și investiții de infrastructură. Parcul industrial are o suprafață totală de 31 de hectare, iar terenul se află în apropierea privată a municipiului Slatina.